Mai întâi mergem la Constanța, unde edilii se pregătesc să cheltuie aproape 40 de milioane de lei. Atât au estimat ei că va costa tăierea copacilor din oraș. Asta reiese din anunțul de participare publicat deja de primărie. Autoritățile estimează că firmele care vor câștiga vor trebui să intervină asupra a 10.000 de arbori în fiecare an. Cu toate astea, caietele de sarcini nu explică cum au calculat funcționarii numărul de copaci și implicit valoarea contractului. La fel ca în fiecare săptămână, trecem în revistă și cele mai interesante cumpărături din această perioadă. Vedem cum au estimat pompieristic autoritățile din Constanța sumele alocate pentru tăierea copacilor din oraș. Analizăm apoi o licitație mamut de la Oficiul Național de Achiziții Centralizate, care din nou caută produsele cele mai scumpe. La final trecem în revistă și afacerea incredibilă care se petrece într-un sat de câteva sute de locuitori. Primarul a decis să construiască un bloc de locuințe la un preț incredibil. Din caietul de sarcini reiese că peste 2200 de arbori vor fi tăiați în fiecare an în orașul de la malul mării. Anunțul prevede că firma care va câștiga urmează să încaseze banii vreme de 4 ani. Orașul a fost împărțit în două și pentru fiecare zonă s-au stabilit cantitățile minime și maxime ale contractului. Aceste calcule sunt făcute fără o bază reală, numerele fiind egale pentru fiecare lot. Mai mult, numărul arborilor toaletați nu scade deloc în caietul de sarcini, deși în fiecare an un număr considerabil de copaci ar urma să fie tăiați la cererea autorităților. Prețul lucrărilor contează în proporție de 90% la stabilirea câștigătorului. 10% din punctaj va fi oferit în funcție de experiența tăietorilor de lemne. Firmele care vor participa la licitația de la Constanța trebuie să mai fi tăiat copaci în valoare de minim 4,9 milioane de lei în ultimii 3 ani. Ofertele pot fi depuse până la 10 octombrie la ora 15.